на Италию спрашивать, где мы купятся. Чтобы знали, коллеги, коллеги, АСТА есть вот это вроде бы, там, Людмила. 10 секунд готовность. Людмила, Лукьяна. Прошу любить, пожалуйста. 10 секунд готовность, смотрим вперед. Не кулаки, ладони. Bună dimineața, dragi prieteni, stimați colegi! Vă salutăm astăzi la un eveniment frumos și anume lansarea în campanie electorală a candidatului la funcție de președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, împreună cu echipă. Noi întâmplător am ales acest loc, deoarece și domnul Igor Dodon și întreaga echipă considerăm că viitorul Republicii Moldova este infrastructura. Sunt proiecte de amploare, sunt drumuri în curs de reconstrucție și sunt proiecte care în mod real vor îmbunătăți nivelul de viață și calitatea vieții cetățenilor. Astăzi aici, la acest eveniment de lansare, sunt prezenți reprezentanții tuturor categoriilor sociale: medicii, pedagogii, cultură, sport, agricultorii, finanțiștii, toată societatea Republicii Moldova, toate categoriile de cetățeni. Ca această echipă, împreună cu domnul Dodon, să promoveze o platformă pentru următorii 4 ani. De aceea că avem o singură ambiție, să construim Republica Moldova, să oferim oamenilor condiții decente de trai. Suntem ferm convinși că domnul Igor Dodon este cel mai pregătit om pentru a conduce statul Republica Moldova în următorii 4 ani. Este unicul candidat care are experiența necesară pentru a găsi soluții la mai multe provocări, și în perioada pandemică, și în perioada crizei de proporții economice, care astăzi o vedem există în toată lumea civilizată. Considerăm că candidatul nostru, domnul Igor Dodon, va face față tuturor problemelor și împreună cu întreaga echipă, deoarece este unicul care are o echipă pregătită, vom face tot posibilul ca oamenii să vadă schimbări reale, schimbări spre bine. Ne aflăm astăzi într-un drum, ca să demonstrăm că acesta este un drum spre viitor, și anume reconstrucția drumurilor, reabilitarea infrastructurii, va deveni în următorii 4 ani o prioritate absolută pentru toți cetățenii, indiferent de opțiuni politice. Domnul Dodon a demonstrat în acești 4 ani că nu a împărțit oamenii din Republica Moldova după criterii politice, după criterii naționale și sociale. Este persoana care întrunește condiții și este astăzi un lider național. Dragi prieteni, colegi, am deosebită plăcerea să-l invit la tribuna centrală. Candidatul la funcția de președinte al Republicii Moldova, domnul Igor Dodon! Stimați concetățeni, dragi prieteni, stimați membri ai echipei, asta este o mică parte a echipei care este alături de noi, este alături de mine. Astăzi dăm startul campaniei electorale pentru următorul mandat de președinte al Republicii Moldova. Eu cred că cu toții înțelegem că Moldova are nevoie de o politică responsabilă, de o politică echilibrată, are nevoie de conducători care au grijă de oameni. Noi trecem printr-o perioadă foarte dificilă și acești 4 ani de mandat, 2016-2020, au fost destul de dificili, cu multiple provocări. Împreună am făcut față și am dat jos un regim oligarhic în iunie anul trecut. În acest an facem față la crize fără precedent, cum ar fi pandemia COVID și seceta, criza economică.
Dar în pofida la toate aceste greutăți, noi am reușit și reușim să menținem, să gestionăm situația în Republica Moldova. Se plătesc la timp salariile, pensiile, se investesc în continuare bani în drumuri, am ajutat agricultorii, ajutăm profesorii, medicii. Eu cred că marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova își doresc ca să fie ordine și stabilitate în țară. Noi nu avem nevoie de... Ajunge atâtea lupte. Noi ne trebuie perioadă stabilă. Până acum reușit pe parcursul acestui mandat, prin caracter, atunci când a fost necesar să batem cu pumnul masă și să sfugărim bandiții, am putut. Prin responsabilitate, atunci când trebuia să avem grijă de pensionari care anul acesta au primit cu 1 miliard de lei mai mult. Prin echilibru, trebuia să grijă și cu rușii, și cu europenii, și cu americanii. Și am dat dovadă de faptul că noi păstrăm valorile și tradițiile noastre tradiționale. Noi avem nevoie de aceleași abordări și pentru perioada ulterioară. Eu sunt ferm convins că marea majoritate a cetățenilor își doresc acest lucru. Noi am demonstrat că și pe timp de criză putem conduce țara împreună cu o echipă de profesioniști, împreună cu Parlamentul, împreună cu Guvernul. Astăzi lansez de asemenea și platforma electorală pentru următoarea perioadă. Această platformă electorală se bazează pe 7 piloni, care noi le considerăm că sunt cei mai importanți pentru țară, pentru următoarea perioadă. Primul, grijă față de oameni. Aici o să venim cu propuneri concrete, ținând cont de experiența noastră din ultimii ani, referitor la politica socială, medicină, sectorul educației. Al doilea pilon, oraș confortabil și sate moderne. Noi vom continua bunile practici cu programele naționale de reparație a drumurilor, de asigurare cu apă și canalizare, de salubritate, de asigurarea cu iluminare și gazificare în localitățile din Republica Moldova. Al treilea, economia durabilă. Cunoașteți că avem o economiști de valoare, inclusiv cei care sunt acum în spatele meu. Eu cred că noi vom putea asigura o nouă abordare pentru agricultură. Vom merge cu platforme industriale în toate raioanele Republicii Moldova. Și ne propunem un plan ambițios de digitalizare a țării. Al patrulea pilon, apărare și consolidarea statalității. Noi, moldovenii, suntem un popor fericit care își are statul său, țara sa. În lume sunt mii de popoare. Dar doar câteva sute își au țara sa independentă, suverană. Noi suntem obligați să transmitem această țară nepoților și strănepoților noștri. Dar nu să o vindem cuiva sau să ne unim cu cineva. Eu consider că apărarea statalității este unul din pilonii de bază, care trebuie să fie principial pentru orice politician. Tot aici când vorbim de consolidarea statalității, ține și de reintegrarea teritorială a Republicii Moldova și rezolvarea problemei transnistrene. Al cincilea pilon, politica internă. Aici ne propunem să venim cu o reformă constituțională. Cunoașteți că am ieșit deja cu propunerile de reducerea numărului de deputați și de interzicerea traseismului politic în Parlamentul Republicii Moldova, care deja a devenit o practică vicioasă în Republica Moldova. De asemenea, o să venim cu reforma justiției imediat după ce va fi avizată pozitiv împreună cu partenerii noștri externi. Dragii друзья,
Здесь же, когда мы говорим о внутренней политике, мы всегда должны помнить, что в Молдове проживают разные национальности. Молдаваны, русские, гагаузы, украинцы, болгары и много других, румыны. Но у нас единая страна, нам нечего делить. У нас одна родина, Республика Молдова, и другой родины у нас не будет. И мы должны это понять. Мы должны сохранить этот мир. Мы должны помнить, что благодаря договоренностям начала 90-х мы смогли вот этот хрупкий мир, согласитесь, уже 30 лет удержать. Русский язык в Молдове – это язык межнационального общения. И это нужно, чтобы все поняли. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы этот межнациональный мир и согласие в Молдове продолжался дальше. Алшас ля пилон политика экстерна килибрат. Но и ну врем софим приятен кученивам по трива куйва. Но и вом имплементам айди партия корду для сочерик в Унию Европяна. Вом рестабили ин континуари партнериату стратегик Федерация Рус. Вом дезволта релаций нуастрин кадру ЧСИ ши статуту ди обсерваторин Унию Евроасиатик. Но и вом авиа релаций буни претенеш стратегичек в вечине ноштры Румыния и Украина. Și vom dezvolta în continuare parteneriatele strategice cu Statele Unite ale Americii, China, Turcia și alte state. Și al șaptelea pilon, fără de care Republica Moldova nu are viitor, se referă la păstrarea valorilor creștine și tradiționale. Republica Moldova este o țară unde 95-96% din cetățeni sunt creștini ortodoxi. Nu există altă țară în lume unde ponderea populației care este creștină, este atât de mare. Pentru noi nu sunt dorite acele valori care încearcă cineva să le promoveze în Republica Moldova și să ne aducă aici, să ne infecteze. Păstrarea valorilor tradiționale, bisericii noastre creștin-ortodoxe, familiei tradiționale, acesta este un pilon de bază pentru dezvoltarea în continuare a Republicii Moldova. Dragi prieteni, eu sunt ferm convins că noi vom reuși împreună. Vom reuși pentru poporul nostru, pentru țara noastră, pentru copiii noștri. Cu Doamne ajută! Vă mulțumesc! Stimați prieteni, la acest eveniment de lansare este prezent cel mai apropiat coleg a domnului Igor Dodon, persoana pe parcursul a mai multor ani care a fost alături de domnul Igor Dodon și știm bine că a contribuit mult la dezvoltarea lui profesională, politică, persoana care mereu are un sfat bun pentru domnul Igor Dodon. Invit la această tribună pe doamna Zinaida Greceanu. Stimați prieteni, stimați colegi, asistăm la un eveniment foarte și foarte important pentru țara noastră, pentru Republica Moldova. Probabil că mulți se întreabă cum este Igor Dodon. Iar eu vreau să vă răspund la toți, cu mare certitudine. Igor Dodon este un prieten de încredere, un coleg excelent și un lider profesionist, un familist adevărat, un tată grijuliu și un soț minunat. Datorită calităților sale profesionale și abilităților de lider, președintele nostru a reușit întotdeauna să creeze echipe eficiente, adunând în jurul său persoane care împărtășesc aceleși idei și să-i unească împreună pe mulți alții. Un exemplu în acest sens este Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, care mereu va susține președintele în începuturile sale. Și astăzi, echipa noastră este cea mai mare și puternică, formată din 10.000 de oameni din toate raioanele Republicii Moldova, care au diferite vârste, profesii și etnii. Am studiat, stimați prieteni, cu mare atenție, platforma electorală a lui Igor Dodon. Pentru mine, un punct important este protejarea și consolidarea statalității țării noastre. Sunt convinsă că Igor Dodon, în calitate de președinte, va fortifica și mai mult pozițiile Republicii Moldova
la nivel internațional și va conduce țara spre un loc demn printre alte state europene, fiindcă aici suntem situați. El are înțelegere, viziune și un plan bine definit despre ce trebuie întreprins pentru a dezvolta Republica Moldova, în același timp păstrând statalitatea și independența țării noastre, într-un ceas bun. Cu Doamne ajută! Stimați prieteni, așa cum a zis, Republica Moldova este o țară bogată, suntem poporul Republicii Moldova. Invit la această tribună bașcanul Găgăuziei, doamna Irina Vlah. Bună ziua tuturor! Stimați concetățeni, anul acesta întreaga lume se confruntă cu o provocare dură. Pandemie, dezastru natural, secete, inundații. Este cea mai dificilă perioadă din istoria independenței Republicii Moldova. Cu toți ne dorim stabilitate și o țară prosperă. Vrem să trăim și să muncim aici, acasă. Acum ca niciodată, Moldova are nevoie de un lider cu o echipă profesionistă, cu programe de dezvoltare. Doar așa vom depăși criza. И такой лидер есть у Республики Молдова. Наш кандидат Игорь Дадон не боится брать на себя всю полноту ответственности за будущее нашей страны. Он идет на эти выборы с прогрессивной и созидательной предвыборной платформой. В основе этого документа лежит глубокий экономический анализ и понимание реальных потребностей молдавского общества. Приоритеты нашего кандидата – новый развитие инфраструктуры, дополнительные социальные программы, укрепление гражданского мира и продвижение взвешенной внешней политики. И эти приоритеты, я уверена, разделяет абсолютное большинство граждан Республики Молдова. Уважаемые сограждане, я призываю всех, кто вместе с Игорем Дадоном верит в будущее нашей страны, выйти на выборы. 1 ноября мы голосуем за Игоря Дадона. Dragi prieteni, cum am zis, trebuie să creăm condiții bune pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Acest lucru este posibil doar atunci când oamenii vor avea condiții decente de viață, civilizate în fiecare localitate din țară. Domnul Dodona este unicul care, fiind șeful statului, a vizitat aproape fiecare primărie din țară. Mai multe primării decât toți președinții Republicii Moldova luați toți împreună. Ofer cuvântul unui primar care este cu noi deja de mai mulți ani, este un coleg bun, și anume primarul orașului Anenii Noi, domnul Alexandru Mațarin. Stimați prieteni, Igor Dodon este un gospodar adevărat. Este un conducător excelent. El cunoaște perfect problemele cu caracter economic și întotdeauna identifică soluțiile posibile. El cunoaște problema și esența problemelor unităților administrativ-teritoriale. Înțelege întrebările economice cu care se confruntă acestea. Cunoaște din ce trăiesc și cum trăiesc primăriile. Nu este doar numai politician sau doar politician. Nu întâmplător Igor Dodon se întâlnește permanent cu oamenii în depăsările sale prin țară. De la ei cunoaște și înțelege problemele orașelor și satelor și are abilitatea de a le rezolva competent. Acest lucru este reflectat și în programul său, care conține soluția acelor mai importante probleme de infrastructură, și anume reparația drumurilor, construcția sistemelor de apeduct și canalizare, reabilitarea școlilor și grădinițelor, iluminarea stradală și alte proiecte menite să asigure amenajarea
și îmbunătățirea calității vieților oamenilor în localități. Cu Igor Dodon președinte, sunt sigur că localitățile Republicii Moldova vor fi dezvoltate. Vă mulțumesc! Stimați prieteni, Republica Moldova are nevoie de proiecte mari economice. Are nevoie de afaceri care vor crea locuri de muncă. Și liderul nostru, domnul Igor Dodon, este cel mai pregătit pentru a avea relații foarte armonioase între statul și mediul de afaceri. Vreau să vă prezint o persoană care conduce întreprinderea, care a creat mii de locuri de muncă în Republica Moldova. Este director general a companiei Suprateni, domnul Calev. Уважаемые соотечественники, Игорь Николаевич Дадон является одним из самых высокообразованных глав государств. У него три высших образования, у него диссертация докторская по экономике. Но образование ничто без практического опыта, без жизненной мудрости. Игорь Дадон не по годам мудрый человек. И мы неоднократно видели, как он взвешенно, обдуманно принимает различные решения. И это касается не только политики, но и экономики. Самое главное, что все его действия направлены на реализацию одного решения, на рост благосостояния населения республики, на развитие нашей страны. Я как предприниматель неоднократно был впечатлен тем спокойствием, той выдержкой, которую неоднократно проявлял Игорь Николаевич в самых сложных ситуациях. Принимал взвешенные, правильные, прагматичные решения. Он хорошо понимает роль деловых людей в создании рабочих мест, в экономическом развитии республики в целом. Я уверен, что именно он сможет создать стабильные отношения между государством и бизнесом. А это даст возможность деловым людям инвестировать в Республику Молдова, в ее будущее. Я высоко оценил то, что в платформе кандидатов в президенты Игоря Дадона большая роль отводится экономике и развитию промышленности. Игорь Николаевич сам прекрасный экономист, и его программа действий по развитию экономики – это реальный путь вывода нашей страны на качественно новый уровень жизни. Я считаю, что в платформе большое внимание правильно уделено развитию промышленности, индустриализации нашей страны. За этим будущее. Считаю, что впервые в программе кандидатов в президенты Игоря Дадона гарантируется бизнесу стабильность и безопасность инвестиций. Программа кандидатов в президенты продумана и мудра. Я считаю, что с таким кандидатом в президенты, как Игорь Николаевич Дадон, у Молдовы есть будущее. И вместе мы справимся и достигнем тех целей, которые поставлены перед нами. Вам мулцумим. Стимац колеч, евидент к N-платформа, кандидат лу ностру, он лог спечал есть оферит агрикультуре. Индустриализерия честия, локр лор де мунка, с чем мы импортант, кондиции де активитате, шпяца де дисфачере. Ca oamenii să pot programa activitatea sa. Alături de noi este un agricultor de succes de la nordul Republicii Moldova care a lansat mai multe produceri în agricultură și care a creat mai multe mii de locuri de muncă. Este agricultorul domnul Dabija Всеволод. Stimați prieteni, Igor Dodon este un politician care
a contribuit, știi cum contribuie la ridicarea politicii social-economice. Eu sunt un simplu agricultor din miile de agricultori din Republica Moldova. Vreau să spun că agricultura în ziua de astăzi trece printr-o cale foarte grea. Seceta de vara aceasta, pandemia care ne-a afectat, dar împreună cu Igor Dodon și echipa dumnealui, problemele care stau în fața agricultorilor se hotărăsc. Agricultorii au primit o parte de subvenții care au fost afectați de secetă. Se hotărăsc întrebările cu exportul producției, se hotărăsc întrebări a agricultorilor și vreau să spun că la agricultor sunt câteva poziții care trebuie susținuți de stat. Aceasta este o politică fiscală echilibrată, să avem cum exporta producția noastră, să avem posibilități să o vindem la noi în țară, să fie o concurență loială și să fim susținuți în timpuri grele, să fim susținuți de stat, așa cum s-a petrecut anul acesta, când Igor Dodon și echipa dumnealui au făcut tot posibilul ca agricultorii să poată supraviețui mai departe. Eu socot cu candidatul în președintele a țării, Igor Dodon, și cu echipa lui Igor Dodon, noi vom merge înainte și vom birui toate greutățile care stau în fața noastră. Stimați colegi, cum observați și dumneavoastră, echipa este foarte reprezentativă. Sunt și ofițeri, este administrația locală, sunt președinți de raioane, primarii. Fiecare are ceva de spus și sunt și oamenii din domeniul culturii care au făcut multe lucruri pozitive. Dar evident, domnul Dodon a fost și alături de tineri. Pot să vă zic că fără multă publicitate au fost promovați mai mulți tineri, au fost ajutați și sportivii. Aici avem mai mulți campioni naționali, campioni europeni, premianți la campionatele lumii în mai multe discipline de sport. Dar dorim să oferim cuvântul celui mai tânăr campion, campion al Republicii Moldova, premiant la campionatul Europei la taekwondo, Tatiana Țimbalari. Bună ziua, dragi prieteni! Noi, sportivii din Republica Moldova, suntem alături de domnul Igor Dodon, precum mereu ne-a ajutat, ne ajută și susține sportul din Republica Moldova. De aceea noi credem că prin domnul Igor Dodon sportul în țara noastră are viitor și sportivii nu vor fi nevoiți să plece peste hotare ca să reprezinte alte țări. Vă mulțumesc! Mulțumim mult sportivilor noștri și urăm multe succese la arena internațională, de aceea că atunci când ei au succese, se ridică drapelul de stat al Republicii Moldova. Stimați colegi, permiteți-mi să ofer cuvânt de încheiere, cuvânt de final, domnul Igor Dodon. Onorată asistență, stimați concetățeni, eu vreau să mulțumesc cetățenilor Republicii Moldova, celor care și-au pus semnătura pentru înaintarea candidaturii mele la funcția de președinte. Eu încerc scuze pentru cei care doreau să semneze, dar deja nu mai erau locuri. Eu știu că erau mulți, mulți doritori și eu chiar am mesaje din unele sate, localități, raioane. Au spus, domnul Dodon, dar de ce nu ne-ați dat posibilitatea să semnăm și noi? Numărul a fost limitat, 25.000 de semnături. Eu vreau să mulțumesc tuturor celor care sunt și vor fi alături de noi, alături de mine, alături de echipa noastră. Eu sunt ferm convins că în următorii 4 ani, Republica Moldova va atinge noi obiective.
Eu cred în Republica Moldova. Eu cred în poporul nostru moldovenesc. Eu sunt fier convins că peste 4 ani Moldova va arăta cu totul altfel. Vor fi mai multe drumuri bune. Satele vor fi mai confortabile. Oamenii vor primi salarii, pensii mai mari. Și toate aceste lucruri le vom asigura împreună cu echipa. Singur nu poți să atingi toate obiectivele. Este vorbă bună în limba rusă, din poli nevoie. Important să ai o echipă. Noi avem o echipă. Aici este doar o parte a echipei. Foarte mulți activează în guvern acum, în raioane, în sate, în conducerea primăriei Chișinău și așa mai departe. Aștia sunt membrii echipei noastre, care la sigur vom face tot posibilul pentru binele cetățenilor din Republica Moldova. Noi știm cum. Noi avem experiență. Noi am venit din teren, nu de la rețele de socializare sau de la Harvard. Noi știm concret cum se poate de făcut lucrurile spre bine de schimbat în Republica Moldova. Și am demonstrat acest lucru. De aceea, stimați concetățeni, vă invit și vă rog să fim împreună. Noi nu avem timp de experimente. Noi nu avem timp de diferite vendete care încearcă unii politicieni să le lanseze. Noi avem timp doar pentru a face lucruri bune. Și noi vom avea grijă de oameni, vă asigur. Eu vreau să vă informez că, nefiind obligat de legislație, începând cu ziua de astăzi, am scris cerere de a pleca în concediu din cont propriu pentru perioada campaniei electorale. Corectă. Cu toate legislației, președintele nu este obligat să facă acest lucru. Pentru că sunt multe atribuții constituționale. Dar în următoarele 30 de zile, pentru a nu fi suspiciuni de utilizare resurselor administrative, alături de oameni. Planific să fiu în fiecare raion, în sute de localități. Eu cred că în următoarele 28 de zile voi organiza minimum 250-300 de întrevederi. Și acest lucru este posibil. Îi îndemn și pe restul oponenților politici să facă același lucru, să meargă și să spună oamenilor ce vor să facă, nu pe cine vor să dea jos, dar ce vor să facă pentru cetățeni. De asemenea, vreau să vă prezint astăzi purtătorul meu de cuvânt, care începând cu ziua de astăzi va fi la dispoziția dumneavoastră, stimați reprezentanți mass media, este vorba de doamna Ludmila Munteanu, care va fi purtătorul de cuvânt al candidatului la funcția de președinte pe parcursul următoarelor 30 de zile. Aveți posibilitatea să adresați oricare solicitare, întrebare, direct purtătorului de cuvânt. Eu vă mulțumesc, stimați concetățeni, cu Doamne ajută! Totul va fi bine, noi vom reuși. Mulțumim! Colegi, și mulțumim întregii echipe și cei prezenți aici și mii de consilieri, sute de primari, zeci de mii de susținători din toată țara. Echipa noastră este una puternică, este frumoasă și este foarte bine intenționată. Cu așa echipă suntem obligați să câștigăm deja pe 1 noiembrie. Nu dorim experimente, dorim o dezvoltare și stabilitate pentru țară. Vă mulțumim mult!